Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dragăstolo. Deci s-a făcut Dragăstolo și în America. Da, Dragăstolo USA. Dragă Kamala. Dragă domnule președinte. S-a retras domnul Biden. Bună dimineața tuturor. Bine bună dimineața, prieten, da. Se duce la o bine meritată pensie la vârsta de 81 de anișori. Era cel mai în vârstă președinte, ar fi fost cel mai în vârstă candidat la prezidențiale. Acum, sigur, cel mai în vârstă candidat la prezidențiale rămâne domnul Trump, care are... E adevărat, dar e o diferență de vârstă. Cât are Adi? 79? 3, 4 ani în 3. Da, 79. Da. 79. Și Kamala cât are? 69 de anișori are, nu? 59? Frumos. Minoră. Nici n-are pensie. Domnul Biden a... Nici n-are pensie. Adică nu mai e nici președinte. Ba, nu, e președinte. A anunțat că ar fi fost o treabă. L-am auzit pe președintele Traian Băsescu, care era invitat aseară pe la niște emisiuni și a prins-o perfect. Adică ăsta a fost momentul în care a putut să comenteze adevărat. Și președintele Băsescu spunea: dacă domnul Biden s-ar retrage și din funcția de președinte și ar lăsa-o pe Kamala, atunci Kamala ar avea altă autoritate în discuțiile cu Donald Trump. E adevărat, așa. Dar Biden... înțeleg că rămâne până pe 20 ianuarie în funcție. Da. Biden a spus că o să-și ducă la bun sfârșit mandatul și datoria față de americani. Teoretic. Mai mult până în 20 ianuarie, eu la asta mă refer. Ești rău. Abia 22 iulie. Da. Kamala Harris, fost procuror general al Californiei, aleasă de două ori în această funcție, la american procurorii generali sunt aleși prin votul cetățenilor. Oh, tare. Deci a câștigat alegerile și a fost și procuror al, mă rog, districtului San Francisco. Puțin mai puțin decât California și acolo aleasă. Deci a câștigat niște alegeri. District e un fel de județ. E o chestie juridică, da. Da. California e un stat, San Francisco este, cum ar veni, administrativ, din punct de vedere juridic, orașul San Francisco și probabil ceva în periferie. Da, habar, județul, nume foarte clar. Așa, județul San Francisco. Da. Da. Deci, în noiembrie, la alegeri, în cazul în care Kamala Harris obține nominalizarea Partidului Democrat, că trebuie să obțină și asta, deci în cazul în care va obține nominalizarea, vom avea un joc de ahoții și vardiștii, practic. Pentru că doamna Kamala a fost doamna Kamala Harris, ca să nu zic doamna Olguța. Doamna Kamala a fost procuror general și Trump este un infractor, condamnat. Are cazier. Tom și Jerry. Tom și Jerry, da. Eu știu. Deci a fost condamnat în martie, anul acesta. Și mai are niște procese, dar mă rog, pentru faptul că a avut grijă să numească pe cine trebuie la Curtea Supremă de Justiție, alte procese s-ar putea să se închide înainte de termen. Kamala a fost și aleasă senator în 2016, e absolventă de Harvard și de California University, a și profesat, adică e un om cu o meserie solidă și cu studii solide din punctul ăsta de vedere și are un anumit tip de carism, adică dacă o vezi la televizor, are un zâmbet foarte frumos, asta e important atunci când ceri votul publicului. În 2019 a încercat să obțină nominalizarea și pentru candidatura la președinția Statelor Unite. Vă reamintesc că în Statele Unite cele două mari partide, Partidul Democrat și Partidul Republican, organizează alegeri primare în fiecare stat, din cele 50 de state americane, și acolo se prezintă diversi candidați care încearcă să obțină nominalizarea statului respectiv pentru convenția în care are loc nominalizarea finală, ce a obținut Trump săptămâna trecută și ce va încerca să obțină Kamala Harris la jumatea lui august. Convenția Partidului Democrat la jumatea lui august. În 2019 a încercat, s-a înscris în această cursă, dar s-a retras înainte de alegerile primare, deci nici măcar nu s-a dus la vot, din cauza lipsei de fonduri. Și ulterior Biden a făcut-o președinte. Anecdotic, vicepreședinte. Vicepreședinte, scuză-mă. Anecdotic, dacă vreți, Trump a donat pentru campania Kamala Harris, când aceasta a candidat pentru funcția de procuror general în California. 6.000 de parai. I-am căzut din buzunar. Și a donat și Ivanka Trump. Nu, a explicat odată că el donează contra candidaților pentru orice și persoanelor de care este interesat în politică pentru ca să aibă acces după aia la ele. Să poată să dea un telefon și să vorbească cu persoana respectivă. Ceea ce e o formă foarte ingenuă de a recunoaște că, mă rog, că poate... că vrea să facă cumva trafic de influență dând bani înainte. A donat și pentru Hillary Clinton. Înainte să fie asta candidat, contracandidata lui.
în alegerile din 2016. A donat și fundației Clinton. Deci, practic, dacă aveți nevoie de niște bani, anunțați că vreți să candidați la președinția Statelor Unite și vă vin niște bani de la domnul Trump. În 2001 i-a donat și lui Joe Biden, care Joe Biden era în politică de 5 vieți. În 2001, probabil la unul din mandatele de senator al lui Joe Biden, i-a donat $1,000. Da. Acum, Kamala Harris e vicepreședinte. Rolul vicepreședintelui în sistemul politic american este destul de confuz. N-a fost bine precizat încă de la prima Constituție. A părut că este așa, un fel de aoleu, și să punem și un vicepreședinte. Ce facem în cazul în care moare președintele? Păi, ca să nu intrăm în diverse lupte politice, punem pe unul pe care îl ținem pe acolo ca rezervă. În cazul în care se întâmplă ceva cu președintele, vicepreședintele devine președinte. Ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori în istorie. E ca portarul de rezervă la fotbal, George. Cu anii se așteaptă să se accidenteze titularul și noi nu se întâmplă. Moldovan al nostru la Atletico. Deci nu are un rol bine precizat, e perceput așa ca un consilier înalt al președintelui, are diferite prezențe mai protocolare și singurul rol pe care îl definește Constituția este să fie președintele Senatului. Senatul american are 100 de senatori din fiecare stat, oricât de mare sau de mic, vin câte 2 senatori. Ăsta a fost unul din principiile constitutive, astfel încât statele mari să nu poată să le hărțuiască, să le domine pe cele mici în procesul de legiferare. Și atunci, fiind 100, au trebuit să gândească ce se întâmplă în cazul în care se votează și se ajunge la balotaj, adică sunt 50-50. Și atunci au zis, stai că avem pe cineva care nu face nimic la Casa Albă. Și vicepreședintele Statelor Unite este formal și președintele Senatului. Dar nu are voie să voteze decât în care e balotaj. Deci când e balotaj, vine vicepreședintele și decide pe care parte votează. Și cam cu asta se termină rolul vicepreședintelui. Ce urmează acum, foarte pe scurt, probabil o convenție deschisă. Deci Biden urma să fie nominalizat candidat la o convenție care urma să aibă sau care va avea loc la jumătatea lui august. Biden s-a retras. Acum sunt o grămadă de probleme foarte complicate cu finanțarea, cu banii strânși deja de Biden. O să vedem ce se întâmplă legal. Ei trebuie trimiși înapoi sponsorilor care pot decide dacă îi dau Kamalei. O să fie complicat. Nu mai e timp să se organizeze alegeri primare în cele 50 de state. Sunt și niște termene legale ce trebuie respectate pentru înscrierea candidaților, pentru alegerile din noiembrie. Care va fi ceea ce în principiu se cheamă o convenție deschisă. Adică la convenția asta se vor înscrie ce candidați cred că se pot înscrie și se va vota pentru ei. Și primul care, cel este, care ia cele mai multe voturi, trebuie să ia o majoritate a delegaților, că vin delegați în fiecare stat, ăla obține și nominalizarea Partidului Democrat pentru cursa din noiembrie. Și își alege un coleg de buletin de vot care, care va fi vicepreședintele lui. Se face o echipă. Dar mai exista o variantă, se discuta dacă să aibă loc un soi de pre-votare online pentru Biden. În urmă cu câteva săptămâni se discuta despre asta, astfel încât convenția să fie doar o chestie formală. Însă sunt mulți care spun că o convenție deschisă ar da candidatului ales, oricare ar fi acesta, mai multă autoritate în Partidul Democrat. Probabil Kamala Harris va fi, pentru că ea beneficiază deja de susținerea oficială a lui Joe Biden, care este foarte respectat în Partidul Democrat, și de asemenea aseară, sau mă rog, ieri după masă, cum ar veni cu fusul orar, după retragerea lui Biden din cursă, toți liderii de Partid Democrat din cele 50 de state și-au anunțat deja susținerea pentru Kamala Harris. Și donatorii sunt interesați, s-au strâns deja în timp record, înțeleg, vreo $70 de milioane pentru viitoarea campanie a Kamalei Harris, ceea ce este important. Acum, sondajele deocamdată îl arată în continuare pe Donald Trump, mult în față, chiar și în condițiile în care Joe Biden s-a retras și a intrat Kamala Harris. Da, mai sunt câteva luni până la alegeri și se pot schimba multe lucruri, dar una peste alta, e clar că cursa electorală din Statele Unite s-a revitalizat și s-a relansat. Pentru că Joe Biden, oricât de mult l-a respectat democrații pe Joe Biden, era clar că nu mai are capacitatea fizică și, din păcate, nici intelectuală ca să-i facă față lui Donald Trump. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.